Se oprește apa în trei localități. La nivelul sistemului de distribuție apă potabilă din județul Constanța, se vor executa lucrări de racordare a noilor conducte la rețeaua existentă în localitățile Lazu, Agigeate, Chirghiol și Eforie Nord. Pentru realizarea acestor operațiuni, Raja ESA va întrerupe furnizarea apei potabile timp de 38 de ore în perioada 14 mai ora 00, 15 mai ora 14. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din localitățile Lazu, Agigea și Eforie Nord, în vederea reducerii timpului de execuție intervenției, ținând cont de complexitatea lucrărilor, echipele Raja au demarat în urmă cu peste două săptămâni activitățile pregătitoare, astfel încât totul să se desfășoare în timp operativ. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care asigurăm că echipele de intervenție ale constructorului vor face tot posibilul pentru finalizarea intervențiilor și reluarea furnizării apei potabile în timp operativ. Totodată rugăm utilizatorii afectați de această lucrare să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă. Reprezentanții Raja le amintesc consumatorilor că investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă sunt efectuate în beneficiul lor pe termen lung și vizează asigurarea unor servicii ireproșabile și implicit creșterea calității vieții. Prin implementarea acestora se realizează îmbunătățirea capacității de transport și de distribuție a apei potabile, asigurarea debitului de alimentare și a calității apei, reducerea pierderilor rețeaua de distribuție, siguranța și continuitatea furnizării serviciilor. Având în vedere lungimea instalației, a diametrului acesteia, dar și a debitului de apă, reluarea furnizării apei potabile se va realiza în mod progresiv în fiecare zonă afectată, pe măsură ce sistemul va intra în presiune și în funcție de topografia rețelei.